În 2024, trecerea la ora de iarnă în România va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 octombrie. În această noapte, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel încât ora 4 devine ora 3. Acest proces marchează sfârșitul orei de vară și începutul orei de iarnă, o practică adoptată pentru a maximiza utilizarea luminii naturale pe durata zilei. Schimbarea orei este o practică veche de peste un secol, fiind implementată pentru prima dată în timpul primului război mondial de către Germania și Austro-Ungaria în 1916. Scopul principal a fost economisirea energiei prin extinderea orelor de lumină naturală disponibile seara. Multe alte țări au adoptat ulterior această măsură, iar în România ora de vară a fost introdusă în 1932. Schimbarea la ora de iarnă, cunoscută și sub denumirea de timp standard, are loc în ultima duminică din octombrie, în timp ce revenirea la ora de vară se face în ultima duminică din martie. Această ajustare bianuală a orei afectează majoritatea țărilor din Europa și America de Nord, deși există și regiuni care au renunțat la această practică sau nu au adoptat-o niciodată. Trecerea la ora de iarnă aduce cu sine mai multe efecte asupra vieții cotidiene. În primul rând, ziua devine mai scurtă, iar noaptea mai lungă. Soarele va răsări mai devreme dimineața, dar va apune mult mai devreme seara. Această schimbare poate influența starea de spirit a oamenilor, provocând ceea ce este cunoscut sub numele de depresie sezonieră sau tulburare afectivă sezonieră. Pe de altă parte, schimbarea orei poate aduce și beneficii, cum ar fi posibilitatea de a ne trezi cu mai multă lumină naturală dimineața, ceea ce poate îmbunătăți productivitatea și starea de bine. Totuși, ajustarea la noul program poate dura câteva zile, timp în care unii oameni se pot confrunta cu oboseală sau dificultăți în adaptarea somnului. În ultimii ani s-a discutat tot mai intens despre eliminarea practicii de schimbare a orei. Parlamentul European a votat în 2019 pentru încetarea schimbării sezoniere a orei, lăsând la latitudinea fiecărui stat membru să decide dacă va rămâne permanent la ora de vară sau la ora de iarnă. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestei decizii a fost amânată, iar dezbaterile continuă, relatează playtech.ro.